Un joc care este foarte cerut de foarte multe ori prin comentarii este jocul Fortnite. Ei bine, eu nu prea m-am jucat Fortnite, este prima oară când voi încerca acest joc. Am încercat odată cu un prieten pe calculator, dar nu știu, nu mi-a plăcut foarte mult. Ei bine, în clipul de astăzi am jucat Fortnite pe Xbox Series X, cea mai puternică consolă din generația actuală. Spre surprinderea mea, fiind primul meu joc, am și reușit să câștig, așa că mă simt foarte bine. Credeam că o să arăt puțin grafica și o să mor rapid, dar nu, am reușit să câștig prima rundă și pot să spun că jocul rulează foarte bine. Înainte să vă arăt cum arată jocul pe această consolă, vreau să vă spun că va urma un clip și pentru Series S, cea mai ieftină consolă din generația nouă, și vreau să fac și un clip cu Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite și poate chiar cu consolele vechi Xbox și PlayStation. Dacă vă interesează cum rulează jocul pe una dintre acele versiuni de Fortnite, scrieți-mi mai jos exact pe ce consolă vă interesează și să-i dăm drumul. Un lucru foarte bun din start, avem de-a face aici cu o versiune optimizată pentru noile console, Series X și Series S. Vedem acum unul dintre avantajele pe noua consolă, faptul că totul se va încărca mult mai repede, pentru că folosim, bineînțeles, un SSD foarte rapid. Încărcarea durează cam 15 secunde, dar nu cred că vei avea niciun avantaj, pentru că oricum trebuie să aștepți ceilalți jucători. Eu nu știu dacă ar fi alt avantaj, dacă credeți că este vreun avantaj, spuneți-mi voi. După cum ați putut vedea, a durat o secundă, două, până a apărut textura ierbii. Dar uitați-vă aici, pur și simplu arată extraordinar iarba în jocul ăsta și îmi plac foarte mult culorile. Îmi place stilul grafic de la Fortnite, deși nu sunt pasionat de jocul ăsta, pot să spun că grafica arată foarte bine, mai ales pe consolele astea. După cum puteți vedea, se vede foarte fain aceste umbre, modul în care se mișcă iarba și totul este foarte, foarte fluid. Pot să spun că este unul dintre cele mai fluide shootere pe care le-am jucat. Și există un motiv pentru care îmi place așa de mult cum se vede iarba asta. Se pare că iarba asta a fost îmbunătățită, nu știu exact cum arată iarba pe consolele celelalte, dar pe consola nouă, iarba este afectată, de exemplu, de explozii și alte evenimente, așa că arată foarte natural. Mai departe, avem și reflexii care utilizează această tehnologie denumită ray tracing. Ei bine, ray tracing pur și simplu calculează modul în care lumina se reflectă dintr-un punct în altul, astfel încât toate reflexiile arată foarte natural. Și nu înseamnă că doar reflexiile pot arăta foarte natural, ci și umbrele pot arăta foarte natural. Nu avem același nivel ca pe o placă video RTX 2080 sau 3080, 3090, dar este interesant să vedem că această tehnologie este în sfârșit prezentă și pe console și avem tehnologia asta chiar și pe Xbox Series S. Bineînțeles, tehnologia este utilizată și pe PlayStation 5. Un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult este faptul că nu prea avem acest pop-in pentru texturi, adică nu vezi foarte des texturi care apar în existență așa din neant. Aici suntem foarte sus și veți observa că sunt niște lucruri, niște obiecte care apar pur și simplu atunci când ne apropiem de pământ, dar după ce am ajuns pe pământ, pur și simplu pot să spun că nu am mai observat deloc obiecte care să apară așa pur și simplu din senin. Chestia asta se datorează din nou utilizării unui SSD foarte rapid și faptului că avem mai mulți RAM, avem o placă video foarte performantă și un procesor care poate încărca toate lucrurile astea mult mai rapid decât pe consolele anterioare. Un lucru pe care totuși îl observ acum este faptul că iarba are o anumită distanță unde este desenată. Dacă mă uit pe un deal din apropiere, nu o să văd iarba decât atunci când mă apropii de acel deal. Și asta probabil se datorează faptului că iarba este atât de detaliată. Pur și simplu, iarba îmi place, îmi aduce aminte de Zelda, unde iarba arată foarte fain de asemenea. Un alt lucru care îmi place sunt copacii care văd că sunt afectați de vânt. Atunci când vântul bate, putem să vedem cum se mișcă crengile, cum se mișcă frunzele. Arată chiar mult mai bine decât m-aș fi așteptat eu de la un astfel de joc. Un lucru unde mă așteptam la ceva mai mult ar fi apa. Apa nu arată rău, dar nu arată nici extraordinar. M-aș fi așteptat, utilizând ray tracing, ca apa să arate foarte bine. Putem vedea aici că reflectă puțin cerul și arată binișor, dar nu este ceva extraordinar. Un alt lucru care mi-a plăcut este modul în care s-a schimbat timpul zilei. Pur și simplu vedeți că acum am ajuns undeva unde soarele este mai cald, așa mai către apus. Vedeți că umbra este într-o altă direcție. Chiar arată foarte bine chestia asta. Nu mă așteptam să am așa ceva de la un joc de tipul ăsta.
pot să zic că cei de la Epic chiar au investit o grămadă de timp și efort în optimizarea acestui joc să-l facă să arate cât mai bine. Odată cu apropierea furtunii, putem vedea crengile copacilor care se mișcă mult mai puternic în vânt și chiar îți dă această impresie că se apropie furtuna. După cum puteți vedea aici, s-a norat și deodată s-a și înoptat. Este un efect care a fost foarte pronunțat, nu știu exact de ce, probabil are de-a face cu acea furtună care se apropie întotdeauna, dar pot să spun că efectul este foarte plăcut. Și vedeți aici cum se reflectă chiar pe personaj acea lumină din depărtare. Aici puteți vedea și prima mea interacțiune, ăștia nu par player, nu știu exact, probabil sunt un fel de boți. Am reușit până la urmă să-i omor pe toți și pot să spun că, spre surprinderea mea, am reușit să pun ținta destul de ok cu controllerul. Nu mă așteptam să poată fi atât de precis. Probabil că te ajută puțin jocul. Strategia mea în jocul ăsta a fost să încerc să evit cât mai mult interacțiunea cu alți player, pentru că eu nu am deloc experiență în jocul ăsta, așa că, după ce i-am omorât pe boții, pur și simplu am început să mă îndrept în direcția în care mă arăta acea linie, mă gândesc că este direcția către mijlocul jocului, pentru că am văzut că acest cerc se închide în jurul tău. Spre fericirea mea, nu am avut parte de oponenți foarte puternici în jocul ăsta, probabil că am fost repartizat cu niște playeri mai slabi, dar vedeți aici că am mai rămas eu cu 25 de jucători. Aici pot să spun că îmi place iar cum se vede acest efect de la soare și cum se văd gloanțele astea care trec pe lângă tine. Este foarte ok pentru că te ajută să îți vezi adversarul. Ei bine, după cum puteți vedea, nu știu cum am reușit să scap de aici, pur și simplu am luat-o la fugă și se pare că, nu știu, ceilalți jucători nu m-au nimerit, s-au întâlnit cu altcineva și așa mai departe, dar am reușit să scap cu succes. Mai departe, am fost surprins să văd aici un munte cu zăpadă, așa că am început să escaladez muntele ăsta. Eu credeam că poate punctul se va restrânge până în vârful muntelui, dar nu a fost chiar așa, punctul de final a fost altundeva, însă am reușit să găsesc aici, pe vârful muntelui, o armă foarte faină, o lunetă foarte puternică. E bine, cu arma asta am reușit să nimeresc pe cineva, dar din câte observ, nu pot să omor direct pe cineva. Spune aici knocked down, dar am impresia că omul ăla poate să se ducă, să se ascundă și să-și reîncarce viața. E bine, poate-mi scrie cineva în secțiunea de comentarii cum funcționează treaba asta. Mai departe, harta a început să se facă din ce în ce mai mică și, spre surprinderea mea, mai eram doar 3 jucători, așa că am coborât și eu jos. Inițial aveam luneta, dar m-am gândit că ar fi mai bine să iau această mitralieră, pentru că dacă zona este așa de mică, probabil că vom fi mai aproape unul de celălalt. Ei bine, spre norocul meu, cei 2 jucători deja se împușcau unul pe celălalt, așa că am reușit să-l împușc pe unul dintre ei și l-am eliminat. Și mai departe a rămas al doilea jucător, căruia îi știam deja poziția și pentru că el înota, am reușit să-l bat și pe el. Nu pot să spun că sunt foarte bun la jocul ăsta, dar uite că prima dată am reușit să fiu pe numărul 1. Sunt curios de câte ori câștigați voi în acest joc. Este greu sau ușor după părerea voastră? În final vreau să vă dau și câteva detalii tehnice pe Xbox Series X, jocul rulează în 4K 60 FPS cu detalii îmbunătățite comparativ cu Xbox One X. O altă îmbunătățire este faptul că dacă vrei să joci cu cineva pe aceeași consolă, vei avea 60 FPS în Full HD, ceea ce este un lucru, din câte am înțeles, îmbunătățit comparativ cu consola veche, unde puteai să te joci doar în 30 FPS atunci când te jucai cu cineva pe același ecran. Și un lucru care încă nu a fost implementat, dar cineva de la Epic a confirmat că am putea primi 120 FPS pe consolele noi. Asta, după părerea mea, înseamnă și celelalte două console, Xbox Series S și PlayStation 5. Acest lucru ar fi foarte bun pentru oamenii care sunt mai competitivi în acest joc. Pe mine, sincer, mă mulțumește calitatea de acum, jocul este foarte fluid și arată foarte bine. Cam atât din partea mea pentru clipul de astăzi, mulțumesc încă o dată tuturor celor care mă susțin și sunt mereu prezenți în clipurile mele. Până data viitoare, toate cele bune!